Această seară avem un eveniment care marchează un an de la deschiderea magazinului Miele în Constanța. Avem printre invitați atât presă cât și clienți și prieteni, evident, ca de obicei, pentru că Miele este un brand de familie, iar noi ne dorim ca toată lumea să se simtă aici ca acasă. Cum a fost primul an în Constanța? Așteptările au fost atinse, au fost depășite? Da, primul an a fost puțin peste așteptări, suntem foarte mulțumiți de rezultate. Cifra în primul an este aproximativ 250.000 de euro, ceea ce este foarte bine pentru primul an. Există piață pentru produse exclusiviste sau de lux, le spune, sau românii se îndreaptă mai degrabă către produse de o calitate îndoielnică, dar mai ieftină? Da, este adevărat că cea mai mare parte a românilor se îndreaptă către categoria entry sau poate medie, ceva mai puțin decât entry. Dar nu înseamnă că piața premium nu există, este în creștere, a fost în creștere chiar și în anii de criză sau chiar după criză, pentru că oamenii încep să fie mult mai conștienți asupra produselor din casă. Nu se uită numai la mașini, la ce se vede în exterior și la haine, ci și la ce există în spate și nu se vede, adică în casă. Spuneați într-un interviu că 2008 a fost anul de vârf pentru această industrie, apoi s-a început o revenire, am ajuns la momentul anului 2008, l-am depășit sau mai avem? S-a ajuns și s-a depășit nivelul anului 2008, dar de curând, nu de foarte mult timp. Care sunt produsele care au fost cele mai căutate aici în magazin în acest an? Dați-ne câteva categorii, câteva exemple. Cele mai căutate sunt mașinile de spălat, uscătoarele și aspiratoarele. Și de curând, scuze, espresoarele. De ce aș da eu, ca și client, 4.000 de lei sau 8.000 de lei pe o mașină de spălat Miele? Oh, aici este foarte mult de povestit. În primul rând, pentru că Miele este un brand cu tradiție, cu istorie, produsele sunt testate să funcționeze minim 20 de ani, materialele din care sunt confecționate, 90% sunt produse de către Miele. O mașină de spălat Miele are aproape 100 de kilograme, ceea ce numai în ziua de astăzi nu mai există un produs similar. Contragreutatea este din fontă, asta înseamnă în timp o durată de viață mult mai lungă. Material, emailul cu care este acoperită mașina de spălat este unul special. Putem, de exemplu, să-l zgâriem cu o monedă sau cu o cheie și nu va rămâne nicio urmă. Acest lucru înseamnă că nu se îngălbenește în timp, nu ruginește, pentru că de cele mai multe ori mașina este în baie. Nu vorbim nu numai de calitatea ei, și aici ar fi foarte multe de spus, vorbim de rezultate. Pentru că la o mașină Miele putem să spălăm dresuri, licra, femeile știu ce spun, și nu le scoatem agățate sau rupte. Putem spăla haine de mătase, putem spăla lână. Vorbim aici despre o perfecțiune a rezultatului. În plus, cuva este de inox, este tip fagure de miere, înseamnă că există o peliculă de apă, astfel încât rufele nu se freacă de mașină și rezistă mult mai mult. Spun de multe ori că cineva care dă 100 de euro pe o cămașă ar dori să o păstreze mult mai mult în timp și atunci ar trebui să se gândească și în ce condiții este spălată acea cămașă. O curiozitate, cum este cafeaua făcută dimineață cu un expresor Miele? Este nemaipomenită, evident că n-am putut să mă abțin și mi-am cumpărat acasă un expresor Miele, deci mă trezesc cu cafeaua Miele. Pe lângă calitatea aparatului în sine, de aproximativ un an, Miele are propria cafea. Deci rezultatul este încă îmbunătățit. Este o zi minunată atunci când bei o cafea Miele. Încă o întrebare, cum pot cumpăra constanțenii produse de aici, numai din magazin sau și online? Spuneți că v-ați extins, spuneați acum câțiva ani, că mizați și pe segmentul online. Clienții pot veni în magazin să cumpere sau doar să vadă, să le testeze și pot spăla rufe, usca, pot bea cafea. Și pot... Stați un pic, pot spăla rufe aici, da? Da. Miele are un alt concept. Produsele noastre sunt funcționale, în marea majoritate. Clienții pot veni cu rufele să și le spele în mașină, să și le usuce. Pot veni să bea o cafea, este gratis, chiar dacă nu cumpără. Pot veni cu alimente pe care le pot găti în cuptoare pentru a se convinge de calitate. Deci de aceea spun că este ca o casă. Pot veni aici, le pot cumpăra de aici. În afară de aspiratoare și consumabile nu avem stoc, dar plasează comanda și în 24-48 de ore li se livrează acasă. Sau pot accesa site-ul online și pot face cumpărăturile online.
Evenimentul a continuat cu un spectacol culinar oferit de șef Adi Hădean. Acesta ne-a mărturisit că este un client Miele și că folosește la el acasă echipamentele de bucătărie ale companiei germane. Am pregătit destul de multe lucruri, cred că vreo 22 de feluri. Spuneți-ne două sau trei care v-au... Acum, pe plită, avem niște frigărui de berbecuți și două bucăți de carne de vită. Ăștia sunt niște cartofi pe care i-am copt la abur și pe care îi țin acum în tigaie cu usturoi, cu niște roșii, pătrunjel, unt, sare, lucruri de astea. Bucătărie simplă, nimic foarte complicat, nimic extravagant, dar poate extravagant din perspectiva gustului, pentru că fac genul ăsta de bucătărie care nu se grăbește nicăieri și care nu are de demonstrat nimic. Lucrez cu ingrediente foarte simple, dar de o calitate foarte bună. Și am grijă de el. Cum se gătește cu aceste ustensile de bucătărie? Se gătește foarte bine, eu le folosesc deja de 6 ani. Am inclusiv acest ansamblu, îl am în bucătăria mea de la București, pe care îl folosesc foarte, foarte des. Sunt echipamente foarte bune, pe care eu le-aș recomanda oricui. Mi le doresc și mie în continuare. Când eram copil, așteptam să mai apară un număr din Luceafărul Copiilor. Da, asta e cu mult timp în urmă, cu 40 de ani aproape. Acum aștept să văd ce mai apare din zona asta, pentru că astea sunt, nu știu, să spunem, gadgeturile care mă interesează pe mine. Deci nu sunt niște gadgeturi, sunt niște unelte, așa de vă, sunt niște unelte care mie îmi folosesc foarte mult. Merită și pentru un tip care gătește sau o doamnă care gătește acasă pentru familie care nu este profesionist? Da, eu le folosesc în bucătăria mea de casă, cum ar veni. Nu, sigur că merită, pentru că, în primul rând, sunt foarte, foarte rezistente. E complicat să le strici, știi? E foarte complicat să le strici. Mai săptămâna trecută am auzit așa un zgomot în mașina de spălat vasă și l-am sunat pe omul de la service și mi-a spus, bă, uite, nu trebuie să vină până acolo, spune ce se face. E foarte simplu, înveți și e ca un joc de Lego, practic, știi? Îl desfaci așa, bucată cu bucată. Pe mine mă fascinează tehnologia pusă în echipamentele astea. În primul rând pentru că durează foarte mult și în al doilea rând pentru că e ceva foarte, foarte controlabil. Cel puțin ca bucătar prefer să pot controla lucrurile atunci când gătesc. Hai măcar 50-50 dacă nu mai merge.